La sfârșitul lunii mai a acestui an, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, erau înregistrați 7.580 de șomeri, dintre care mai bine de jumătate sunt femei. Astfel, rata șomajului este de 4,87% la nivelul județului, fiind în ușoară creștere față de luna precedentă. Din totalul șomerilor, 2.225 erau beneficiari de indemnizație de șomaj. 5.355 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.737 de șomeri provin din mediul rural și aproape 5.000 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Hunedoara, 27%, urmat de cei cu studii liceale, 26%, iar 22% sunt șomeri fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 15% din totalul șomerilor înregistrați. Cei cu studii superioare sunt 8%, iar cei cu învățământ post-liceal sunt 2%. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare se prezintă astfel. 258 de persoane sunt foarte greu ocupabile, 1840 greu ocupabile, 5060 mediu ocupabile, iar 422 sunt persoane ușor ocupabile.